Astăzi este ultima zi de activitate a actualei echipe manageriale interimare a Spitalului de Urgență Sfântul Ioan cel Nou, Suceava. De mâine, noi vom reveni la funcțiile ocupate anterior de șef secției chirurgie și neurochirurgie. După cum am declarat anterior, vom reveni la activitatea profesională medicală în momentul în care spitalul va interna pacienți și alții decât COVID, în momentul în care spitalul va relua activitățile de îngrijire a pacienților anterior pandemiei, lucru ce se întâmplă de fapt de la începutul lunii iunie, și în momentul în care se va putea relua activitatea în cadrul ambulatorului de specialitate. Aș vrea să profit de ocazie și să vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că toată această perioadă de grea încercare, atât pentru populație, cât pentru spital și inclusiv pentru noi, ne-ați fost alături și ați reflectat cu obiectivitate toate acțiunile întreprinse la nivelul spitalului de luptă împotriva acestui virus nou, necunoscut pentru omenire. Aș vrea să-l rog pe domnul dr. Gavrilovici ca să vă prezinte succint prioritățile activității spitalului pe termen scurt. Vă rog frumos, domnule. Așa, după cum am anunțat și în comunicatul de presă remis ieri, mi-am propus redeschiderea ambulatorului de specialitate începând cu data de mâine. Am actualizat numerele de telefon pe site-ul spitalului la secțiunea contact. Se regăsesc numerele de telefon unde pacienții pot apela și se pot programa. Iar la secțiunea pacienți formulare am afișat chestionarul epidemiologic pe care fiecare pacient sau aparținător care se prezintă începând de mâine trebuie să-l completeze, astfel încât doritorii pot să descarce acel formular, să-l și completeze și să scurteze la maximum triajul epidemiologic ce va fi făcut la admisia în clădirea ambulatorului. Pe de altă parte, tot începând de mâine, am solicitat BSP-ului avizarea redeschiderii și etajului 8, fosta secție de diabet, împreună cu extensia de la fosta neuropsihie preinfantilă, să devină un sector medical non-COVID, care să se adauge celui deja funcțional la etajele 6 și 7 în aripa 9, astfel încât pe sectorul din aripa 9 să rămână preponderent pacienți cardiologici plus cei nefrologici, iar din coace să fie toată patologia medicală plus de diabet. În felul acesta sperăm să creăm noi fronturi de absorpție a pacienților, pentru că pe de o parte ne vom confrunta de mâine înainte și cu pacienți cronici, programați nu numai cu urgență, astfel încât rulajul din sectorul tampon va fi mai mare și necesitatea de a transfera pe secțiile non-COVID va crește și ea. Aceste noi deschideri de sectoare vin în întâmpinarea acestui deziderat. Alte provocări imediate care stau în fața viitoare conduceri, pe care ne-am fi dorit-o alături, dar sunt în momentul de față la Consiliul Județean convocați pentru o ședință. Însă planurile pe care noi le-am făcut au agrementul viitoarei conduceri. Vin una din celelalte provocări va fi asigurarea cu personal a turelor, a programului de lucru, a gărzilor, a programului în ambulatoriu, ținând cont că urmează două luni în care oamenii își iau de obicei concediu, cu atât mai mult personalul nostru care a fost aproape non-stop de serviciu începând din
luna aprilie, își va dori să se bucure de o perioadă de refacere. Schițele cu turele de personal sunt deja făcute. Sperăm ca prin bunăvoința tuturor colegilor și prin abilitatea șefilor lor să fim apți să asigurăm o funcționare fiabilă a tuturor serviciilor și a secțiilor, a celor cabinete din ambulatorii de specialitate unde schema de personal ne permite acest lucru. Am notificat încă de ieri că o parte din secții vor continua în regim de telemedicină, fie datorită dorinței de a proteja integritatea fizică a pacienților care sunt mai fragili, așa cum este cazul bolnavilor de diabet, sau din motive obiective care țin de numărul redus de medici care funcționează în momentul de față, în afara faptului că este o perioadă de concedii, sunt unele secții care au rămas depopulate, fie prin îmbolnăviri, fie prin retrageri din activitate, prin pensionări sau prin concedii de maternitate. Și aici evoc medicina internă, gastroenterologia, chirurgia pediatrică, urologia. Pentru aceste secții, funcționarea este asigurată la un nivel fie minimal, fie cu eforturi deosebite, pentru care le mulțumim tuturor colegilor noștri. Sunt asigurate două ture, fie în timpul zilei, fie în timpul nopții, uneori și în weekend, cum e cazul la chirurgia pediatrică, dar odată cu trecerea stării de alertă, sperăm cât mai curând posibil, se vor putea organiza concursurile care să ne ajute să ocupăm posturile vacante, astfel încât la orizontul lunii septembrie să fim în echipă quasi completă. Ieri în comitetul director am luat o decizie prin care operăm niște modificări în regulamentul de organizare interne, tocmai pentru a veni în întâmpinarea colegilor de a modifica în așa mod programul, încât să le dăm posibilitatea să activeze ori în regim de ture, ori în regim de program normal. Programul normal de revenire anterior pandemiei va fi implementat la nivelul secțiilor care îngrijesc pacienți non-COVID. Deci este aceeași situație anterioară cu pandemia. Acolo nu s-au pus probleme. De secțiile care îngrijesc pacienți COVID și în zona tampon, unde într-adevăr intensitatea muncii este mai mare și riscul este mai mare, am stabilit ca programul normal și poate pentru un număr de angajați să fie de la 8-15, după care vin de la ora 15 la ora 22 alți colegi, tot la program normal, iar garda va începe de la ora 22 până la ora 8 dimineața, cu posibilitatea ca după gardă, cei din tampon și de COVID să plece acasă, să în contul orelor suplimentare lucrate anterior, în toată perioada respectivă, când am avut lipsă mare de personal. Aceste modificări au fost operate anume pentru a le ușura munca și pentru a evita situațiile de supra-solicitare și fizică și psihică. Modificări care s-au impus, da, și s-au determinat de a fi necesare pe parcursul activității în perioada dată de îngrijire a pacienților cu COVID. În momentul de față am revenit la situația favorabilă de acum 3 săptămâni, când de 3 săptămâni am avut o creștere constantă în numărul pacienților internați. Trei bucurii a tuturor, revenim la situația de acum 3 săptămâni și sperăm că va continua acest trend și să putem să ne reluăm activitățile și să modificăm și să operăm acele modificări necesare pentru lărgirea paletii de servicii medicale pacienților cu afecțiuni non-COVID. Din bun simț,
cel puțin locuitorii Sucevei nu cred că pot să spună că n-ar exista COVID-ul sau că ar fi podul unei conspirații. Faptul că noi am deținut capul nedorit de afiș al mass media și al atenției întregii țări privitoare la numărul de bolnavi de COVID e suficient cât să veștejească orice idee care ar vrea să facă așa un caz cum că SARS-CoV-2 este o închipuire sau o conspirație. Sau o gripă ușoară. A scris recent un medic stomatolog din Suceava pe Facebook. Faptul că am avut câteva mii de pacienți care au fost îngrijiți în spital și care a destabilizat profund atât structura cât și funcționarea spitalului, care acum, după 3 luni și ceva, încearcă să revină la un normal amendat, să zicem, de unele constrângeri epidemiologice, cred că vorbește de la sine. Faptul că atâția colegi de-ai noștri, medici și asistente, peste 80% din total. Iar la medici a fost, la un dat, aproape de 90%. Reiau faptul că atât de mulți medici, asistente și membri ai personalului auxiliar au fost bolnavi, au fost fie internați, fie, cum a fost la început, au stat în izolare acasă. Vorbește iarăși de la sine despre magnitudinea, amplitudinea și seriozitatea pe care a avut-o pandemia la Suceava. Acum că cifrele sunt mai liniștitoare, cred că a trebuit să mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și să ne menținem starea de alertă interioară, în sensul că nu trebuie să nu ținem cont de faptul că virulența și agresivitatea bolii poate s-au mai atenuat, dar nu au dispărut. Prin urmare, cred că este prudent ca fiecare să respecte indicațiile autorităților privitoare la mijloacele și metodele prin care se poate evita transmiterea bolii. Cred că este mai sanitar să ne încurajăm vorbind despre distanțare fizică și nu socială. Cred că asta a descumpănit și a descurajat pe mulți. Social rămânem foarte apropiați, dar fizic, din păcate, încă o vreme probabil, va trebui să păstrăm o oarecare distanță. Și cred că ar trebui să operăm și în acești termeni. Distanțarea fizică ar trebui să ne apropie și mai mult sufletește. Pentru că sunt convins că o mare parte din lucruri au fost luate fie mai puțin în serios, fie în prea tragic, datorită efectelor colaterale ale ceea ce a însemnat boala în societate. Ca o concluzie, nu renunțăm la niciuna din măsurile pe care știm că, igienic vorbind, sunt corecte și sunt îndreptățite. Ne păstrăm optimismul, ne păstrăm speranța și dacă trendul epidemiologic se va consolida la Suceava și va fi în scădere, va fi o probă a faptului că, încă o dată, cetățenii municipiului și ai județului Suceava au luat foarte în serios boala și au luat măsurile și le-au respectat și rezultatele sunt pe măsură.